O primă concluzie ar fi că, în comparație cu alte țări, creșterea numărului de persoane afectate de epidemie nu a fost așa mare cum am observat, de exemplu, în țări unde avem mulți români, mă gândesc la Italia, la Spania. Acest lucru, evident, vine din faptul că noi, din timp, am luat măsuri foarte ferme. Însă, trebuie să vă avertizez foarte clar, nu este momentul să ne relaxăm. În niciun caz nu este momentul să nu mai respectăm indicațiile autorităților. Toți experții, toți medicii ne spun că evoluția epidemiei în continuare depinde de felul în care respectăm indicațiile autorităților. Dacă respectăm indicațiile, evităm contactul și așa mai departe, este posibil să nu avem o creștere foarte mare. Dacă nu le respectăm, este posibil să ajungem în scenarii cum le-am văzut, din păcate, în țările pe care tocmai le-am menționat. Așadar, este clar, nu suntem încă la vârful epidemiei. În niciun caz nu este momentul să ne relaxăm, să fim atenți, să nu fim panicați și să respectăm indicațiile autorităților. O veste bună. La început se știe că a fost un pic complicat de procurat materiale de protecție, măști, combinezoane, ventilatoare. Iată că avem deja primele rezultate semnificative ale măsurilor luate de guvern. În acest fel primim încă în această săptămână 2,5 milioane de măști pentru medici, aproximativ 5 milioane de măști de protecție pentru forțele de ordine, jandarmi, polițiști, aproximativ 8 milioane de măști care vor ajunge la populație. Vor veni în zilele imediat următoare aproximativ 500 de mii de combinezoane de protecție pentru medici și personalul medical. Iată că sunt lucruri care se mișcă. Însă, trăgând linie și adunând, am ajuns la concluzia că va fi nevoie de prelungirea stării de urgență. În acest fel, am solicitat guvernului să vină cu propuneri pentru a fi incluse în acest decret. În cursul acestei săptămâni vom elabora textul decretului și la începutul săptămânii viitoare voi emite un nou decret care va prelungi starea de urgență cu încă o lună de zile. Această perioadă este absolut necesară pentru a ține lucrurile, pentru a ține evoluția epidemiei sub control. Am avut o discuție legată de felul în care România își arată solidaritatea față de alții și pot să vă spun că am decis împreună ca România să trimită o echipă de medici și asistenți medicali în Italia. Ei vor merge acolo, în zona Milano, vor pleca cel târziu mâine, o echipă formată din 11 medici și 6 asistenți medicali. Am discutat o chestiune extrem de importantă în a doua parte a ședinței, mai exact pregătirea pentru rectificarea bugetară. Aici lucrurile stau foarte serios și nu pot să nu spun câteva lucruri. Prin această epidemie avem o criză care nu este, din păcate, doar o criză de sănătate publică, ci este o criză care afectează întreaga economie, care va afecta bugetul. Va fi nevoie să se declare o creștere probabil semnificativă a deficitului bugetar.
Este nevoie de bani mai mulți, pe de altă parte, în sectorul de sănătate publică. Este nevoie de bani destul de mulți pe partea de asistență socială, șomajul tehnic, șomajul, toate trebuie plătite.